De când fac eu interviurile astea acasă, online, cu pandemia asta, am ajuns la sezonul 3 și în fiecare an am discutat. Am o rubrică nouă acum. M-am uitat de curiozitate dacă am făcut anul trecut cu tine, dar nu. E vorba de un Media News Quiz cu niște întrebări așa simple și să-mi răspunzi tot, nu prea să dezvolți, adică, ok, uite, să-mi spui la un moment dat. Acum, cum îți place să cânți? Electric sau acustic? Dacă tot e cu electric șocul ăsta. Care e? Electric. Electric, bun? Da. Așa. Dintre ăștia doi domni, Eddie Van Halen și Jimi Hendrix, care e Jimi preferatul? Hendrix. Jimi Hendrix. Da. Așa. Nu că Sunt aș fi foarte... învechit. Nu că aș fi învechit. Îmi place Van Halen foarte mult. L-am ascultat atunci, la vremea lui. Dar Jimi Hendrix, așa cum spun totdeauna, el a reinventat chitara. El i-a făcut pe toți ăștia. El ne-a deschis ochii, cu chitara se poate face orice. Și după el, sigur, poate venea altul, dar el a fost primul. Ok, hai spunem care a fost primul concert la care ai fost și ai plătit bilet. Mă refer ca spectator. Am fost la Roundabout, prima formulă a grupului Deep Purple, care au cântat la Sibiu. Oiu, asta ce era? Da, nu știu, Dorin. 68, și caut, am vorbit și cu încă câțiva prieteni și unii au văzut la Oradea și așa. Nu știm cine a fost pe scenă. În orice caz a fost un chitarist fantastic, a fost un tobar fantastic. Ei au venit, solistul lor a participat la Cerbul de Aur, ca și solist individual. Și atunci cineva, Aria București sau ei, impresarul lor, a făcut și un turneu cu ei în România. Deci a văzut și Radu Pârvu și Toboșarul din Sibiu și mulți alții. Și tot am vrut să scriu la un moment dat un mail basistului de atunci, nu era Roger Glover, clar. Deci asta a fost înainte ei s-au numit Roundabout cu Ian Paice, cu Richie Blackmore, cu solistul ăsta, nu vreau să-l spun greșit numele, de asta nu spun, și cu un Așa. alt basist. Nu știu dacă ei sau un alt Roundabout de după, când au trecut, dar noi am văzut trupa aia foarte mare. Am mai văzut o trupă Girl Talks de tipe, atunci am mai văzut o trupă de polonezi, Notoțo, la Sibiu și mulți alții. Și am plătit bilet, bineînțeles, la Mondial, la Phoenix, așa, o trupă care mi-a plăcut enorm, dar am văzut-o în 71, Cromatic, cu Iuliu Merca la bas și Oh. cu Sorin Tudoran și cu Puiu Hațeganu cu tobe. Mergeam la toate concertele. Care a fost primul album pe care l-ai cumpărat din banii tăi? Nu am fost mare colecționar de viniluri. Am Așa. avut am un coleg de bancă care le-a avut pe toate. Deci Ah. în clasa a șasea am început noi să atacăm cutia cu una mare, așa, adică știi cum erau mobilele alea vechi, aveau un bar în sufragerie, era un bar și acolo ținea taică-s-o albumele și o cutie mare cu single-uri. Și în fiecare dimineață aveam școală de la 2 la 8, de la 2 la 6. 6-7 seara, noi făceam atunci 4 ore, când erau 5 ore eram supărați, așa. Școala era normală atunci și se și învăța. Mergeam în fiecare dimineață și ascultam. Am ascultat, de exemplu, Buffalo Springfield, primele influențe underground în muzică atunci când au apărut. Dead Soul 1, țin minte, un LP cu toți Otis Redding și toți marii de soul, toate single-urile Rolling Stones și Kiss, Da, Kings, Kings. Kings, Mold Faces, Strokes, astea Ok. erau. Da. Eu am avut Bun. band. Da. O bandă care mi-aduc aminte că am avut-o dintre primele a fost Cream, Oh. cu NSU era discul. Unul din discurile lor. Da, aia mi-aduc aminte că aveam o bandă mică. Da. Club sau stadion? Ce-ți place mai mult? Care e atmosfera mai...
Sală de concert. Sală? Da, și asta e un răspuns. Da, ok, bun. Sală de concert. Bun. Instrumentul preferat? Chitara, nu neapărat gitară bas. Și gitară bas, dar chitara. Ok. Eu pronunț gitară. Da, trei piese preferate pe care le asculți oricând, oriunde, deci de când e vorba, dacă deschizi muzica, adică să deschizi un aparat de radio sau ceva, ce... Asta e foarte, foarte greu să spun chiar trei, să mă gândesc acum. În perioada asta îmi place Stones-ul vechi, deci o piesă, să zic, Jumpin' Jack Flash, uh-huh, de la Stones. Totdeauna mi-a plăcut Ticket to Ride alu Beatles Beatles, mă bine dispune, așa, ce să mai spun, Hendrix în general, Hendrix, Stone Free, exact. Ah, ok. Hendrix. Da, astea. Bun, și are o întrebare foarte grea pentru unii, poate pentru tine nu, că ai răspunsul la tine. Ce hit ai fi vrut să-l compui tu? Uite, Tudor mi-a zis la un moment dat, la mulți ani, zic, bă, ăsta e răspunsul perfect, că faci bani. Da. Țin minte că, uite, azi e ziua lui Paul Ciuci și i-am spus la mulți ani. I-am scris și eu la mulți ani. Eram în turneu împreună în 89, un turneu foarte tare, noi am scos discul Primii Pași și ei au scos Cântec pentru Prieteni sau atunci cu piesele respective și eu aveam povestea lor și a venit la mine și mi-a zis, băi, atât aș fi vrut să compun o melodie asta, povestea lor. Nu m-am gândit ce piesă să fi compus, nu știu, îmi trec multe prin cap, Sunshine of Your Love, să zicem. Ah, ok. Să zicem. Vei, sau știu eu, chiar și un ACDC bun. Chiar și un ACDC bun, care să zic, Whole Lot of Roses. Aha, ok. Da. Da. Bun.